Stimați invitați, stimate doamne profesoare, stimați domni profesori, dragi elevi ai colegiilor și liceelor din județul Hunedoara, vă spun bun venit din toată inima la deschiderea celei de-a șasea ediții a concursului județean de cultură generală Citești și Câștigi, concurs care este din ce în ce mai îndrăgit, din ce în ce mai urmărit și mai apreciat de un public larg. Bună ziua și bine ați venit! Suntem onorați să-i avem în mijlocul nostru pe domnul Zel Lorinț, director Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara, doamna Carmen Buzatu, inspector școlar pentru activități extrașcolare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, doamna Mihaela Piruș, administrator de Refresh Deva, domnul Septimiu Lascău, administrator SCA Norom SRL, domnul Ionel Igna, directorul Băncii Comerciale Române și domnul Gelu Fona, director general SCA Eurosport de ASES SA. Ediția din acest an a concursului Citești și Câștigi am decis să organizăm sub sloganul Promovăm Mișcarea. Nu întâmplător am ales acest slogan. Am avut în vedere celebrul dicton latin Mens sana in corpore sano, minte sănătoasă în corp sănătos. După cum bine știți, mișcarea este o condiție esențială a sănătății, cu atât mai mult mișcarea în aer liber, cu efectele ei binefăcătoare asupra organismului, mai ales în condițiile unei vieți desfășurate în permanentă agitație și stres. Prin urmare, pe lângă faptul că acest concurs încurajează și stimulează lectura, premiile pe care le vom oferi câștigătorilor vor fi obiecte legate de mișcare, obiecte care vă vor permite să fiți dinamici, să stați cât mai mult în aer liber. Scopul acestui concurs este stimularea lecturii și îmbogățirea cunoștințelor din cele mai importante domenii ale culturii și științei. În felul acesta vă dăm posibilitatea de a vă forma și de a vă îmbogăți permanent cultura generală. Un om cult este un om cu un plus de șansă de reușită în viață, iar lectura este cel mai la îndemână și cel mai plăcut mod de a vă îmbogăți cunoștințele. Cititul este condiția de bază în formarea unei culturi generale solide, cu care orice tânăr trebuie să se prezinte în lume, mai ales într-o lume dinamică și în plină schimbare ca cea în care trăim. Numai citind zi de zi, din domenii cât mai variate, voi, dragi tineri, veți putea fi competitivi, veți putea avea un profil intelectual complex, veți ști să navigați nu numai pe internet, ci și printre miile de pagini care vă vor îmbogăți cunoștințele despre evenimente, personalități, curente artistice, literare și așa mai departe. Regulamentul concursului a fost elaborat cu profesionalism de către Biblioteca Județeană și îl vom respecta întocmai. Anul acesta, concursul nostru înregistrează un număr mare de participanți și au notat prezența 27 de colegi și licee din județul Hunedoara, participare record. Dați-ne voie nouă, organizatorilor, să vă aplaudăm pentru acest lucru. Dăm astăzi startul acestui îndrăgit concurs. Vă îndemn să parcurgeți cu atenție și răbdare, dar și cu plăcere bibliografia și să răspundeți corect la cât mai multe întrebări, astfel încât cei mai buni să ajungă în marea finală. Desigur, bibliografia nu e limitativă. Puteți căuta alte titluri, puteți cerceta singuri marile teme pe care le aveți în concurs și, de ce nu, puteți veni oricând la Biblioteca Județeană sau la bibliotecile publice din județ ca să căutați o carte sau să primiți un sfat de la bibliotecari. Prin urmare, importanța acestui concurs este foarte mare. Participând, veți acumula multe cunoștințe care o să vă fie de folos în viață, veți așeza o temelie serioasă la edificiul atât de necesar al culturii voastre generale. Într-o lume în care informația se propagă mai rapid decât gândul, ca să folosesc o metaforă, a fi la curent cu multitudinea de informații în cele mai importante domenii ale cunoașterii umane este o necesitate. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, Hunedoara Deva, ca importantă instituție de cultură a județului, ca instituție formatoare în domeniul culturii, dar și al educației, a înțeles perfect această necesitate, motiv pentru care a organizat și a inițiat acest concurs de mare anvergură și cu mare impact, atât în rândul elevilor, cât și al publicului larg. Concursul Citești și Câștigi este organizat de Biblioteca Județeană Ovidiu Sușanu, Hunedoara Deva, cu sprijinul generos al Consiliului Județean Hunedoara și al complexului Deval Mall, locul de desfășurare a concursului, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara și cu ajutorul unor sponsori darnici care au făcut posibilă achiziționarea premiilor atractive care îi vor răsplăti pe câștigători. În aplauzele dumneavoastră aș vrea să-i și enumer. SCA Norom SRL Hunedoara, Banca Comercială Română,
Bistrolex Deva, Eurosport DHS SA, Ingeco SRL, Magazin Fishing Center Deva, Romin Surâns, broker de asigurare, Sece Toptec SRL Deva, The Refresh Deva, Tipografia Sece Colofon prin SRL Deva. Mulțumesc, dragii mei sponsori, pentru că datorită dumneavoastră noi putem să organizăm acest concurs an de an. Concursul nostru a câștigat deja un mare grad de popularitate. Este așteptat și urmărit în tot județul Hunedoara, de aceea ne-am străduit ca și în acest an nivelul acestei competiții să fie ridicat. Concursul nostru va fi transmis în direct pe pagina de Facebook a Bibliotecii Județene Ovidensu-Șanu Hunedoara Deva și în reluare pe postul local de televiziune 1 TV, începând cu data de 30 septembrie, când va avea loc prima confruntare, până în data de 4 decembrie, ziua marii finale. Desigur, informații despre acest concurs veți putea vedea și veți putea citi cu ajutorul partenerilor noștri media. Antena 1 Deva, Avântul Liber, Accent Media, Big FM, Exclusiv în Hunedoara, Glasul Hunedoarei, Hunedoara Liberă, HunedoaraMea.ro, Info HD, Capital TV, Mesagerul Hunedorean, Servus Hunedoara, Știri din Vest, 1 TV, Vocea Hunedoarei, Ziarul Hunedoreanului și Ziarul Văijiului. Chiar dacă este un concurs de cultură generală, el se va desfășura după modelul unui campionat sportiv. Vom avea grupe preliminare, optimi, sferturi, semifinale, finala mică și finala mare. Avem 27 de colegi și licee înscrise la concurs. Liceul Teoretic Avram Iancu Brad, Colegiul Național Deceval, Colegiul Național Pedagogii Regina Maria Deva, Liceul cu program sportiv Cetate Deva, Liceul de Arte Sigismund Toduță Deva, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva, Liceul Tehnologic Transilvania Deva, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Liceul Teglaș Gabor Deva, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza Gioagiu, Liceul Teoretic Ghelari, Liceul Teoretic Ice Brăteanu Hațeg, Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara, Colegiul Național Iancu de Hunedoara Hunedoara, Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara, Liceul Teoretic Traian Alescu Hunedoara, Liceul Teoretic Silviu Dragomir Ilia, Liceul Tehnologic Lupeni, Liceul Teoretic Mircea Iliade Lupeni, Liceul Tehnologic Nicolaus Olaus Orăștie, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Orăștie, Colegiul Economic Hermes Petroșani, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani, Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani, Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Ecaterina Prizlop Silvașul de Sus, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini Simeria și Liceul Tehnologic Retezat din Uricani. Avem premii importante: 8 trotinete electrice pentru locul 1, 8 biciclete pentru locul 2, 8 balance board pentru locul 3, 8 role pentru locul 4, o tabără pentru 8 persoane premiul juriului, 216 pachete cu cărți, trofee, diplome, precum și premii surpriză, care vor fi atribuite, dragi concurenți, prin trage la sorți chiar în ziua marii finale. Mulțumim pentru toate acestea Consiliul Județean Hunedoara și sponsorilor noștri. Dar dincolo de premii, marele câștig al acestui concurs îl reprezintă cunoștințele pe care le veți dobândi după ce veți parcurge diverse surse de informare. Juriul concursului este asigurat de Biblioteca Județeană, el fiind format din Luminița Mioara Vulcan, șef serviciu relații cu publicul, Carmen Maria Drăgoi, bibliotecar, Diana Ferenț, bibliotecar, Camelia Mestecănean, bibliotecar, Sorin Pascu, bibliotecar, Diana Trif, bibliotecar, Mihaela Țoța, bibliotecar, Daniel Oprean, analist programator și subsemnatul. Urez mult succes concurenților, cei mai buni să iasă câștigători. Urez succes tuturor la toate etapele concursului și așteptăm cu emoție marea finală. Cum știți, va fi un concurs serios, deloc ușor, dar efortul va fi pe deplin răsplătit.
Mulțumesc doamnelor și domnilor profesori prezenți în sală, mulțumesc invitaților noștri, mulțumesc domnilor Ovidiu și Alin Miheț pentru excepțională sonorizare, mulțumesc echipei de la postul local de televiziune 1 TV pentru că a făcut posibilă transmiterea în direct a lansării acestui concurs. Fie ca cei mai buni să câștige! Ofer cuvântul domnului Ze Lorinț, directorul de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Hunedoara. Domnule director! Bună ziua tuturor, dragi elevi, stimați juriu, domnilor profesori. Mă bucur că începând de anul trecut putem fi parteneri în organizarea acestui concurs, care cred că este unul dintre cele mai importante concursuri din județ, dacă nu cel mai important, care îmbină educația, cultura, tineretul și sportul. Mai ales anul acesta, după cum a prezentat domnul director, tema acestui concurs. Eu mă bucur că în continuare văd în sală foarte mulți tineri care citesc. Eu în zilele acestea, când totul se învârte în jurul tehnologiei, cu toți suntem cu telefonul în mână, folosim foarte mult era tehnologică, care este importantă în tot ceea ce facem, eu mă bucur că în continuare sunt atât de mulți tineri care citesc. Așa cum ați spus, unii din premiile pe care le oferim noi și pentru cei care au câștigat anul trecut și vor veni în curând în tabăra noastră de la Costești, pe care o organizăm cu domn profesor de mai mult de 11 ani de zile, și cei de anul acesta, o echipă ce va decide de juriu, anul viitor în vară va putea petrece o săptămână unde să vadă pe viu ceea ce a citit sau a învățat la lecțiile de istorie, cetățile dacice, cum trăiau în vremurile de trecut dacii și romanii și în același timp să participe la cel mai bun team building pe care îl organizăm pe perioada de vară. Ca atare, eu vă doresc tuturor succes și închei cu sloganul olimpismului, spus de Pierre de Coubertin: dacă ai câștigat, continuă, dacă ai pierdut, continuă. Succes tuturor! O invit să ia cuvântul pe doamna Carmen Buzatu, inspector școlar pentru activități extrașcolare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Bună ziua și mulțumesc în primul rând organizatorilor pentru acest frumos eveniment. Vă felicit, dragi elevi, pentru că sunteți astăzi aici într-un număr atât de mare. În numele Inspectoratului Școlar vă doresc astăzi tuturor mult, mult succes! O invit alături de mine pe doamna Maria Carmen Drăgoi pentru a ne prezenta regulamentul concursului. Bună ziua, vă spun și eu. Celor care ați mai participat la acest concurs, aș vrea să vă spun bine ați revenit, iar celor care ni se alătură acest an, bine ați venit în rândurile noastre. În cele ce urmează vom vedea care este regulamentul anul acesta. Veți observa că am făcut micuțe modificări ca să vă fie mai ușor, zicem noi. Așadar, ca și până acum, echipa este formată dintr-un profesor coordonator, 5 elevi, 4 coechipieri și un lider care va nota și va oferi răspunsurile în timpul concursului și 2 elevi rezerve. În timpul concursului se va putea face o schimbare în componența echipei la solicitarea liderului de echipă, iar rezerva va rămâne în concurs până la finalul confruntării respective. Se vor adresa fie întrebări cu 4 variante de răspuns, din care doar o variantă este corectă, fie întrebări cu răspuns adevărat-fals. Concurenții vor trebui să răspundă anul acesta la 30 de întrebări din cele 5 domenii. 15 întrebări vor fi din temele stabilite de organizatori. Vom vedea imediat ce teme am ales pentru anul acesta, iar 15 întrebări vor viza cunoștințele acumulate de elevi școlar și extrașcolar, doar că aceste întrebări vor fi de cultură generală din cele 5 domenii, însă nu vor mai fi încadrate într-o temă anume. Haideți să vedem domeniile.
științe, artă, sport, literatură, geografie și istorie. În cadrul domeniului științe avem oameni de știință, Nikola Tesla și Stephen Hawking, universul, invenții și inventatori. În cadrul domeniului artă, sport, Leonardo da Vinci, desene animate și handbal. În cadrul domeniului literatură, cărțile interzise, cea de-a doua temă este Gabriel García Márquez, Dragostea în vremea holerei și dramaturgie românească. În cadrul domeniului geografie, geografia Asiei, destinații de poveste și marile călătorii ale exploratorilor. În cadrul domeniului istorie am ales istoria Franței, Romanovii și Deva 750. Întrebările și variantele de răspuns vor fi afișate pe un ecran de proiecție. Pentru ambele echipe, liderul de grup va alege răspunsul pe laptopul aflat în față, iar la expirarea timpului, varianta aleasă va apărea automat pe ecran. Timpul alocat unei întrebări și răspunsul este de un minut. În acest timp, puteți anula oricând varianta aleasă, iar când timpul expiră, ecranul se va bloca. Pentru fiecare răspuns corect, concurenții primesc un punct. Echipa cu cele mai multe răspunsuri corecte va fi declarată câștigătoarea confruntării. Faza grupelor. Cele 27 de colegii și licee înscrise în concurs vor fi împărțite prin tragere la sorți în 8 grupe. Biletul tras la sorți va desemna grupa și poziția, de exemplu, grupa 1, locul 1, grupa 1, locul 2 și așa mai departe. Menționăm faptul că dintre cele 8 grupe, în 5 din ele vom avea 3 licee, iar în restul de 3 grupe vom avea 4 licee. Așadar, în cadrul grupelor vor avea loc 3 confruntări sau 6 confruntări în funcție de numărul de licee din respectiva grupă și anul acesta 2 echipe se vor califica mai departe. Pentru fiecare confruntare câștigată, echipa primește 3 puncte. În caz de egalitate, fiecare echipă primește un punct, iar echipa care pierde nu va fi punctată. În situația în care o echipă nu se prezintă la ora indicată, aceasta va fi declarată învinsă, iar echipa prezentă va primi 3 puncte în clasamentul general pe grupă, adică 30 de răspunsuri corecte. La finalul etapei de calificare se realizează un clasament pe baza punctajelor obținute în timpul concursului. În cazul unei situații de egalitate la puncte, la finalul confruntărilor din grupe, echipa cu cel mai mare număr de răspunsuri corecte va trece în etapa următoare. În cazul în care egalitatea persistă, criteriul de departajare va fi rezultatul confruntării directe dintre cele două echipe. Următoarea fază este cea a optimilor, așadar cele 16 echipe care au ajuns în optimi vor disputa confruntări eliminatorii după următoarea schemă. Prima optime, locul 1 din grupa 1 versus locul 2 din grupa 2. Cea de-a doua optime, locul 2 din grupa 1 versus locul 1 din grupa 2. Optimea numărul 3, locul 1 din grupa 3 versus locul 2 din grupa a 4-a. Optimea numărul 4, locul 2 din grupa 3 versus locul 1 din grupa 4 și tot așa încrucișat până la cea de-a 8-a optime. Mergem mai departe. Cele 8 echipe care au ajuns în sferturi vor disputa și ele confruntări eliminatorii după următoarea schemă. Câștigătoarea din prima optime se va confrunta cu câștigătoarea din optimea numărul 3, optimea 2 cu optimea 4, optimea 5 cu optimea 7, optimea 6 cu optimea 8. Se vor califica în semifinale 4 echipe. În semifinale, echipa câștigătoare din confruntarea 1 va întâlni echipa câștigătoare din confruntarea a 3-a,
iar echipa câștigătoare din confruntarea a doua va întâlni echipa câștigătoare din confruntarea a patra. Echipele câștigătoare din semifinale se vor întâlni în finală, iar celelalte două își vor disputa locul 3 în finala mică. Echipele ajunse în finale vor răspunde la un set de 40 de întrebări, având posibilitatea de a alege dintre domeniile și indiciile propuse de organizatori. În cazul unei situații de egalitate în optimi, sferturi, semifinale sau finale, departajarea se va face printr-un set de 5 întrebări alese de către organizatori, câte o întrebare din fiecare domeniu. Dacă se păstrează egalitatea, se vor adresa întrebări până la stabilirea unui câștigător. Cam acesta a fost regulamentul. Cu siguranță, cei care ați mai participat, vedeți că în linii mari am păstrat structura anilor anteriori. Cu siguranță știți că orice întrebări ați avea, orice probleme ați avea sau sugestii, noi suntem deschiși, juriul va fi permanent la Biblioteca Județeană, vă așteptăm și vă încurajăm să veniți la noi, să discutați, să căutați bibliografia pe care o veți găsi în mapele pe care le primiți astăzi, iar mie nu-mi rămâne decât să vă urez multă, multă baftă și să avem o competiție frumoasă și în acest an. Ofer cuvântul domnului Gelu Fona, director general SC Eurosport de HS SA. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc de invitație. În primul rând aș dori să felicit echipa condusă de domnul director Sebastian Bara pentru inițiativa acestui proiect, acestui concurs. Cred că cu toții ne bucurăm că cineva sau chiar cu toții ne-am dorit să mai investim și în citit. Și atunci, cum e mai greu de investit în el, mai bine încercăm să stimulăm prin diverse activități, astfel încât să mergem în direcția respectivă, pentru că cred și credem cu toții că cititul este un lucru necesar pentru toată lumea, indiferent de direcția în care ne îndreptăm și de situația pe care o avem. Ne bucurăm că și în acest an am rămas un partener tradițional, zicem noi, că alături de acest concurs. Și cred că din acest concurs cu toții veți câștiga, nu numai cei care vor ajunge pe podium, ci toată lumea, pentru că veți citi și veți acumula cunoștințe noi, ceea ce e un lucru foarte important. Și totodată vă aștept cu drag și la concursul nostru de mișcare, Cupa DHS, care este destul de cunoscută. Anul acesta facem 10 ani, deci este a 10-a ediție. Și finaliștii de la Craiova vor primi, echipa finalistă va primi o excursă gratuită în China. În 31 mai are loc în Deva și m-aș bucura tare mult să vă văd într-un număr atât de mare și la concursul nostru, căci acum sunt un pic invidios, n-am avut un număr atât de mare noi la concurs cum îl aveți dumneavoastră. Vă mulțumesc! Am făcut cunoștință cu organizatorii și sponsorii noștri. Am aflat care sunt colegiile și liceele participante, am aflat care sunt premiile puse în joc, am făcut cunoștință cu juriul concursului, iată a venit momentul să invit alături de mine liderii celor 27 de echipe participante la concurs pentru tragerea la sorți a grupei și a locului în competiție. Vă rog! Îl invit alături de mine pe domnul Septimiu Lascău, administrator SC Anorom SRL, pentru a le purta noroc tinerilor competitori. Haideți mai aproape, nu încă, domnule. Haideți mai aproape, haideți. Thank you.
să vedem, domnule director, ce noroc le-ați purtat acestor minunați copii. Colegiul Economic Emanuel Gojdu Hunedoara. Grupa 1, locul 2. Grupa 1, locul 2. Colegiul Economic Hermes Petroșani. Grupa 8, locul 1. Grupa 8, locul 1. Colegiul Național Decebal. Grupa 5, locul 4. Grupa 5, locul 4. Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Grupa 1, locul 1. Grupa 1, locul 1. Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani. Grupa 1, locul 3. Grupa 1, locul 3. Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva. Grupa 3, locul 3. Grupa 3, locul 3. Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani. Grupa 4, locul 3. Grupa 4, locul 3. Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva. Mai tare, te rog. Grupa 5, locul 1. Grupa 5, locul 1. Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva. Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva. Grupa 6, locul 2. Grupa 6, locul 2. Liceul Tehnologic Matei Corvin Hunedoara. Grupa 2, locul 3. Grupa 2, locul 3. Locul 3. 3, Dane. Grupa 2, locul 3. Liceul Tehnologic Nicolaus Olau Sorăștie. Grupa 7, locul 1. Grupa 7, locul 1. Liceul Tehnologic Retezat Uricani. Grupa 8, locul 3. Grupa 8, locul 3. Liceul Tehnologic Transilvania Deva. Grupa 1, locul 4. Grupa 1, locul 4. Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Gioagiu. Grupa 2, locul 1. Grupa 2, locul 1. Liceul Tehnologic Lupeni. Grupa 5, locul 2. Grupa 5, locul 2. Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini Simeria. Grupa 3, locul 2. Grupa 3, locul 2. Liceul Teoretic Aurel Vlaicu Răștie. Grupa 2, locul 2. Grupa 2, locul 2. Liceul Teoretic Avram Iancu Brad. Grupa 6, locul 1. Grupa 6, locul 1. Liceul Teoretic Icebrătianu Hațeg. Grupa 3, locul 4. Grupa 3, locul 4. Liceul Teoretic Mircea Iliade Lupeni. Grupa 4, locul 2. Grupa 4, locul 2. Liceul Teoretic Silviu Dragomir din Ilia. Grupa 7, locul 2. Grupa 7, locul 2. Liceul Teoretic Traian Lalescu Hunedoara. Grupa 6, locul 3. Grupa 6, locul 3. Liceul Teoretic Ghelari. Grupa 7, locul 3. Grupa 7, locul 3.
Liceul Teoretic Teglaș Gabor Deva. Grupa 4, locul 1. Grupa 4, locul 1. Liceul cu program sportiv Cetate Deva. Grupa 5, locul 3. Grupa 5, locul 3. Liceul de arte Sigismund Oduță Deva. Grupa 3, locul 1. Grupa 3, locul 1. Și Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Ecaterina Prislop. Grupa 8, locul 2. Grupa 8, locul 2. Haideți să vedem și componența grupelor. Grupa numărul 1, Colegiul Național Iancu de Hunedoara din Hunedoara, Colegiul Economic Emanuel Goșdu Hunedoara, Colegiul Național Mihai Eminescu Petroșani și Liceul Tehnologic Transilvania din Deva. Grupa numărul 2, Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Gioagiu, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu din Orăștie și Liceul Tehnologic Matei Corvin din Hunedoara. Grupa numărul 3, Liceul de Arte Sigismund Oduță Deva, Liceul Tehnologic de Transport Feroviar Angel Salini Simeria, Colegiul Național Pedagogic Regina Maria Deva și Liceul Teoretic Ice Prăteanu din Hațeg. Grupa numărul 4, Liceul Teoretic Teglaș Gabor Deva, Liceul Teoretic Mircea Eliade Lupeni și Colegiul Național de Informatică Carmen Silva Petroșani. Grupa numărul 5, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu Deva, Liceul Tehnologic Lupeni, Liceul cu program sportiv Cetate Deva și Colegiul Național Decebal Deva. Grupa numărul 6, Liceul Teoretic Avram Iancu Brad, Liceul Tehnologic Grigore Moisil Deva și Liceul Teoretic Traian Alescu Hunedoara. Grupa numărul 7, Liceul Tehnologic Nicolaus Olahus Orăștie, Liceul Teoretic Silviu Dragomir Ilia și Liceul Teoretic Ghelari. Și grupa numărul 8, Colegiul Economic Hermes Petroșani, Seminarul Teologic Ortodox Sfânta Ecaterina Prislop și Liceul Tehnologic Retezat din Uricani. Aceasta a fost festivitatea de deschidere a celei de 6-a ediție a concursului județean de cultură generală Citești și Câștigi. Nu aș putea să închei fără să mulțumesc încă o dată sponsorilor noștri. Sece Anorom SRL Hunedoara, salut prezența în mijlocul nostru a domnului Septimiu Lascău, director Sece Anorom. Banca Comercială Română, salut prezența domnului Ionel Igna, directorul acestei minunate bănci. Bistrolex Deva, Eurosport de Așez S.A., salut prezența domnului director Gelufona. Ingeco SRL, Magazin Fishing Center Deva, Rom Insurance Broker de Asigurare, Sece Top Tech SRL Deva, The Refresh Deva, salut prezența în mijlocul nostru a domnului administrator Mihaela Piruș și tipografia Sece Colofon prin SRL Deva. Vă mulțumesc pentru participare, fie ca cei mai buni, să câștige!